Salut! O să mă apuc să fac gardul la această grădină. Este grădina din spate. Se vede acolo și cazemata mea. A fost un gard vechi din par de lemn cu sârmă ghimpată. Am scos majoritatea parilor vechi, au rămas gropile, ca să-mi păstrez un reper. O să plantez noile babe exact în locul unde au fost cele vechi. Da. Nu era un proiect trecut în lista mea de priorități anul ăsta, dar maica mea insistă să-l facem, că mai intră câini, animale în grădină și o să mă apuc de el. Proiectul este următorul: o să folosesc ca babă o țeavă pătrată de 30x30 cu 2 sau 3 grosime în carne, ce o să găsesc. Și o să pun o plasă din aceea sudată, zincată, undeva la vreun metru jumate înălțime. Este suficient pentru grădină. Babele vor fi îngropate în beton. Vedeți, au rămas. O să-mi fie foarte ușor să lărgesc un pic groapa cu burghiul de pământ. Bobiță, dacă vezi acest clip, aici era bun motoburghiul tău, dar o să mă descurc foarte ușor cu al meu, manual. E un pământ așa mai moale aici în zona asta, mai multă bătaie de cap or să-mi dea aceste bălării care au crescut pe linia gardului. Da, au mai crescut și pomișori mici pe aici. Va trebui să profit să-i scot, dacă tot sunt, uite, rugi. Ăștia cresc și se urcă pe gard. Ce mănânci negru acolo? Iarbă? Cresc puieți. Am aici în zona asta aproape de capăt numai pruni, puiesc de prun. O să-mi dea bătaie de cap. Vedem cât o să pot să scot în ei. Nu prea am ce să le fac, uite, e un ciot aici. Da. O să fie o lucrare făcută mai multe zile. Eu deocamdată am pregătit terenul, am scos parii. Trebuie să măsor un pic. Am în capăt acolo de viere și deci cam asta e zona de lucru. O să mă duc așa în lungime. Eu o să pregătesc babele. Am luat țeavă la bară de 6 metri. Trebuiesc tăiate, trebuiesc sudate niște mustăți, le spunem noi, acolo jos, ca să stea fixe în groapa cu beton. Pe urmă, or trebui grunduite, le plantăm, le lăsăm o zi, două să se întărească și montăm plasa. Când o să-mi sosească și materialele, o să vi le arăt. Și îi dăm drumul la treabă. Am luat o parte din materiale. V-am spus că o să-l fac așa etapizat. Nu am timp de totodată. Am luat 4 bare din astea de 30x30 la 6 metri. Sunt destul de curate. Era teamă că trebuie să stau să le șterg cu puțină benzină. Sunt curate. O să le tai la
2 metri, 50 de centimetri o să intre în pământ, în groapa cu beton, și 1,5 metri afară o să am ceva de tăiat. Am luat un sul din asta de plasă sudată zincată la 1,5 metri înălțime și un colac din asta de sârmă. Vreau să încerc să văd dacă pot să leg plasa de babă cu sârmă din asta. Eu le-am cerut zincată, ei mi-au dat neagră. O să fac o probă să vedem dacă merge. Dacă nu, mai am altă variantă, să iau niște plat bandă și o să o prind în autoforante să stea, să țină plasa strânsă pe babă. Am mai luat aici un pic de fier. Din asta o să-i fac niște mustăți, așa o să le tai cam la lungimea asta și le sudez pe babă în capăt aici, una așa și una pe partea cealaltă, ca să-i conferă un pic de prindere în groapa cu beton. O să mă apuc să le tai, pe urmă o să le sudez mustățile alea, le grunduiesc, le pregătesc și când o să vină fratii mei, o să mă apuc de gropi, să le plantăm, facem betonul. O să vă mai arăt pe urmă cum avansează lucrarea.
Am terminat de tăiat popii sau babele, cum le spunem noi aici în zonă. Cu ocazia asta am testat și polizorul ăsta al meu la mare, de la Bosch. Merge foarte bine, mă descurc foarte bine cu el. Ce o să le fac eu acum? Le polizez un pic capetele astea, care or să fie cele care vor rămâne sus, unde le pun capacele. Pe urmă, cum v-am spus, le trasez locul până unde vor intra în beton. Mi-a mai venit mie acum o idee în timp ce tăiam la ele. Aș încerca să le tai așa o bară din fier beton, cam de, să zic, un 40 de centimetri. Și le-aș suda așa în perpendicular ca să mă ajute să nu îngrop baba foarte mult în beton, mai mult decât trebuie, să fie ca un fel de limitator așa. Pe urmă o să le sudez mustățile alea, le grunduiesc și o să vă arăt pe urmă cum arată grunduite.
Am terminat de sudat. Merge bine aparatul ăsta. O să vi-l prezint eu mai pe larg într-un alt clip. Nu prea am avut electrosuficienți, am fost cu ei la limită. Am început prima dată să-i dau așa linie. Și pe urmă, când au început să se termine, am început să-i dau puncte. Nu e nevoie de o sudură foarte calitativă. Sunt niște stâlpi. Arată așa ca niște antene din acelea vechi. Cum prindeam noi TVR-ul. Le curăț un pic cu peria de sârmă să nu rămână zgură și urmă le grunduiesc. Și cam asta e cu pregătirea stâlpilor.